Răzvan Zgonear vrea ca această competiție să devină o tradiție de sărbători pentru copiii din județul Gorj. Până acum s-au înscris peste 100 de copii pentru a participa la turneu. 16-17 decembrie, la sala de sport a liceului Bâlta, în comuna Runcu, va fi un turneu de 3x3 dedicat copiilor din Gorj și nu numai, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Câți copii vor să participe la acest turneu? Ne bucurăm foarte mult că au venit foarte mulți copii, mai mulți decât ne așteptam. 107 copii o să participe la acest turneu. Sperăm că la anul să fie și mai mulți, că vrem să reedităm evenimentul. Am înțeles, deci vreți să repetați evenimentul de câte ori se poate? Vrem să fie un obicei al Gorjului ca în fiecare an să avem acest turneu. Toți iubitorii acestui sport sunt așteptați la competiție. Organizatorii au spus că toți care vor asista la meciuri vor putea dona cadouri pentru copiii cu posibilități reduse din comunitate.